Dragii mei, dăm slavă acestui Dumnezeu care există. Și nu doar că credem în existența Lui, dar ne-am și întâlnit cu El. Și mulțumim pentru faptul că umblă cu noi. Și noi umblăm cu El. Probabil că aveți întrebări ca și mine, de altfel, oare ce va fi în anul care am intrat? Și mă gândeam la Evrei, capitolul 11, cu versetul 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Poate crezi că pentru nou an ai nevoie de o altă mașină sau ai nevoie de mai mulți bani sau ai nevoie de lucruri materiale. Dragii mei, singurul lucru de care am nevoie ca să pot să depășesc teama aceasta a ce va aduce ceva nou este credința. Avram nu știa unde merge, dar Avram știa cu cine merge. Și el umbla cu Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, ajută-ne să umblăm și noi cu Tine. Dragii mei, nu-i foarte important să știu. Am dat așa, parcă așa este o dorință noi să ne spună prorocul ce va fi mâine, să ne spună predicatorul ce o să fie poi mâine, să ne spună Domnul ce o să fie peste 5 luni. Așa am vrea mulți dintre noi. Dragii mei, nu-i foarte important să știu eu ce va fi mâine. E important ca cel cu care umblu să știe ce va fi mâine. Și Dumnezeul meu știe ce va fi mâine. Pentru că El a pregătit și spunea aici fratele, citând acel verset, faptele bune ca să umblăm în ele. A pregătit viitorul nostru. Întrebarea la care vreau să răspund în această seară este următoarea. Cum poate fi anul care vine pentru tine sau pentru mine? Cum poate fi anul care vine pentru tine sau pentru mine? Și vreau să ne uităm în Biblie, dragii mei. În primul rând vreau să vă spun în introducere că merită să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că pe parcursul întregului an, El are ațintită privirea spre noi. Deuteronom 11:11. Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și voi care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, așa încredere îmi dă acest verset încât pot să biruiesc teama de mâine. Pot să biruiesc întrebările fără răspuns. Pentru că din 1 ianuarie până în ultima zi din decembrie, Dumnezeu are ochii ațintiți spre țară. Slăviți să fie numele Lui. Acum, dacă ar avea numai ochii ațintiți, acum și eu mă mai uit la copii uneori, nu? Sau te mai uiți într-o parte și în alta. Dar noi intervii de multe ori. Sau uneori intervii, alteori noi intervii. Dar Dumnezeu nu numai că are ochii ațintiți spre țară. Știți ce face El pe parcursul întregului an? Psalmul 65:11. Încununez anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Vreau să vă spun că în România sunt două categorii de oameni. Oameni peste care Dumnezeu privește și asta se întâmplă peste toți oamenii. Că peste toți privește El. Dar sunt o categorie de oameni care sunt copiii Lui. Și care îi spun, Doamne, vino și în casa mea, vino și în camera mea și peste tot unde mergi, lasă belșug de mântuire. Lasă belșug de iertare, lasă belșug de binecuvântare. Și spun, Doamne, fă lucrul acesta astăzi. Și nu doar astăzi, ci până la sfârșitul anului. Faceți, vă rog, diferență între ochii lui Dumnezeu și pașii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu se uită peste toți. Dar numai acolo unde e lăsat să intre, El aduce binecuvântare, nu? Peste câți nu s-a uitat Iisus Hristos în timpul vieții pământești? Dar uitați-vă că nu au fost multe casele în care au fost chemați să intre, nu, nu. Dar acolo unde au intrat s-au schimbat ceva. Doamne, schimbă ceva și în familia noastră astăzi. Trei lucruri negative pe care nu mi le-aș dori să se întâmple. Trei feluri de ani despre care Biblia vorbește. Poți să ai un an al mândriei anul acesta. Nu mi-aș dori lucrul acesta. Dumnezeu nu-și dorește lucrul acesta. Dar Biblia spune de Daniel 4:29 despre un împărat următorul lucru. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Dragii mei, vă aduc aminte, nu știu dacă a fost 1 ianuarie sau 31 decembrie sau altă zi, nu știu lucrul ăsta când Daniel i-a spus așa, pocăiește-te, pune capăt păcatelor tale și Dumnezeu îți poate schimba viitorul. Și spune Biblia că din momentul în care Daniel a vorbit, Dumnezeu i-a mai dat un an la omul acesta.
Numai că în anul acela pe care omul acesta, împăratul acesta l-a primit de la Dumnezeu, dragii mei, nu a luat hotărâri de pocăință, de smerenie. Și uitați-vă că după 12 luni, Dumnezeu îl coboară de pe scaunul împărătesc și nu citeți mai departe, îl trimite să mănânce iarbă ca și boii și știți mai departe ce spune textul. Îmi doresc din toată inima să nu fie anul acesta un an al mândriei, să fie un an al smereniei noastre. Pentru că, dragii mei, celor care se mândresc, Dumnezeu, uitați ce face cu ei, dar celor smeriți, Domnul le dă har. Doamne, lasă harul Tău peste noi. Un alt exemplu negativ, nu mi-aș dori să fie așa, dar poate fi un an al pedepsei tale. Ieremia 48:44. Cel ce fuge de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în laț. Dar de ce? Căci aduc asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui. Dragii mei, pentru Moab, Dumnezeu, după mai mult timp de îndurare, probabil, o zis, anul în care ăștia vor intra va fi anul pedepsei. Nu-mi doresc. Dar totuși poate fi și o pedeapsă care Biblia spune că duce la mântuire, nu? Că pe cine iubește, Domnul pedepsește. Dar nu despre asta e vorba aici. Sunt două feluri de pedepse. Nu confundați pedeapsa adresată lui Ioram, care moare cu măruntaiele afară și pedepsit de Dumnezeu, cu pedeapsa dată lui David spre pocăință. Nu confundați cele două pedepse, e mare diferență. Apoi poate fi un an al morții. Repet, nu-mi doresc să fie un an al morții pentru nimeni de aici. Da? Dar poate fi un an al morții. Poate fi moartea ca și pedeapsă. Ieremia 28:16. De aceea așa vorbește Domnul, iată te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta. Căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului, spune Ieremia către cineva de acolo. Dragii mei, poate fi moartea ca o pedeapsă. Efectiv, Dumnezeu să nu mai suporte pe anumită persoană și să spună nu mai are rost să consume aerul degeaba și să-l înlăture. Dar poate fi moartea ca o binecuvântare. Și Domnul ne-a spus aici zilele trecute că va lua pe unii mijlocitori acasă în anul care am intrat. Apocalipsa 14:13. Și am auzit un glas din cer care zicea, Apocalipsa 14:13, ferice de acum încolo de morții care mor bogați, nu? Cu telefoane frumoase lângă ei, cu casa la cheie. Nu e ce vorbă, nu contează asta. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. De ce e ferice de ei? Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Dragii mei, toate faptele care noi le-am făcut de-a lungul anilor pentru Domnul, că sper că alea pe care le-am făcut, nu le-am făcut pentru Domnul, sper că ne-am cerut iertare ca să nu venim cu ele ca și cu căruța să le ducem în noul an, nu? Dacă ai făcut fapte care nu le-au cinstit pe Domnul, ai ocazia să te mai pocăiești de ele. Dar tot ce ai făcut pentru Domnul ca și o stenială, într-o zi când vei pleca de aici, te va urma. Repet, nu-mi doresc să fie anul morții pentru nimeni de aici, dar vreau să vă spun că cei care mor mântuiți sunt fericiți. Doamne, binecuvintează-ne cu viață lungă și fericită pe fiecare dintre noi, dar totuși, facă-se voia Ta în dreptul fiecăruia. Haideți să ne uităm la probabilistică, aș spune, la cum ar putea fi anul care vine pentru noi? Probabil s-ar putea să fie următoarele 6 situații pe care le voi enumera. În primul rând, dragii mei, anul care vine s-ar putea. Și sunt șanse foarte mari să fie un an al zvonurilor. Un an al zvonurilor. Ieremia 51:46. Să nu vi se tulbure inima, spunea prorocul, și nu vă înspăimântați de zvonurile care se răspândesc în țară. Ieremia 51:46. Căci anul acesta va veni un zvon, anul următor un alt zvon, în țară va domni sâlnicia și un stăpânitor se va ridica împotriva altui stăpânitor. Și Domnul spune poporului să nu vă înspăimântați de zvonuri. Poate veți spune unii, mă, dar ce înseamnă zvon? Dragii mei, dicționarul explicativ al limbii române spune că zvon înseamnă știre, veste, care circulă din om în om. Informație neîntemeiată care nu a fost verificată. M-am auzit și eu ceva, nu știu dacă e așa, dar m-am auzit și eu. Dragii mei, nu eu am un îndemn pentru voi. Domnul are un îndemn pentru fiecare dintre noi. În anul care vine, haideți să nu fim prinși de acest vârtej al zvonurilor. Știți că lui Dumnezeu nu-i plac zvonurile?
Deuteronom, Exod 23 cu 1. Să nu răspândești zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturie mincinoasă pentru el. Dragii mei, atât de dureros este să judecăm după ce auzim doar și apoi să dăm mai departe. Știți câți oameni cad în păcatul acesta? M-am auzit, n-am verificat. Vreau să vă spun că nici Dumnezeu nu acționează doar după cele auzite. Și vă demonstrez biblic. Merge Domnul la Avram și în Geneza 18:20 spune așa. Strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. Și vă rog să fiți atenți la următorul verset. Cred că cea mai mare problemă, uitați-vă la comentariile de pe YouTube, uitați-vă la, sau auziți ce se scrie și ce se aude astăzi. Cea mai mare problemă, cele mai multe probleme sunt pe lucruri neadevărate, neîntemeiate, bănuielile rele, de cum spune apostolul. Uitați ce face Dumnezeu, dragii mei, și nu-mi vine să cred. Dar e adevărat. De aceea mă voi coborâ acum să văd, să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Dragii mei, am acest îndemn pentru fiecare dintre noi. M-am întâlnit în viață, deși n-am mulți ani de zile, cu multe zvonuri. Haideți să nu fim prinși în această mreajă a diavolului. Am auzit ceva și dau mai departe. În primul rând, dacă ai auzit ceva, fă ce a făcut Domnul. Știți ce spune Biblia despre Domnul Iisus? El nu va judeca după cele? Auzite! Păi dacă Domnul nu face asta, cum îți permiți tu să faci asta? Dragii mei, dacă nu avem ocazia să verificăm, nu răspândiți zvonul ăsta mai departe, că poate duce tulburare. Da? Vă dau un simplu caz. Un prieten de-a mea a mers la analize, da? Și-au făcut analizele, nu știu la cine au spus că are niște probleme. Știți ce s-au auzit despre el? Că are cancer în ultima fază. Acum, dacă spuneau doctorii că are cancer în ultima fază, mă, înțelegi că e doctor, dar știți cine spuneau? Tot felul de oameni care n-aveam treabă cu doctorie. Dragii mei, chiar dacă mă duc să verific un zvon și văd că e adevărat, dacă fapta aceea nu zidește, haideți să o punem deoparte și să nu o răspândim mai departe. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Nu-i suficient, mai adevărat sau nu-i adevărat. Dar dacă știi că nu zidește, chiar dacă ai verificat cu ochii tăi, și vă rog frumos, dacă vrem pace, dragii mei, în 2020 în biserica noastră, haideți să nu răspândim niciun cuvânt doar după cele auzite. Mergi tu și verifică. Pe cel care spune un lucru rău, nu vă spun câte zvonuri mi-am auzit eu. Și soția mea și eu am rămas mirați. Nu? Oameni care nu verifică. Dar și dacă mergi și verifici și vezi că a fost, poate a căzut cineva în păcat, dau un exemplu, da? Ce-o zis Pavel? Când cade cineva în păcat, pun pe WhatsApp la status. Așa a zis Pavel. O zis, când cade cineva, eu ard în mine pentru că vreau să-l ridic. Și scopul nostru, dragii mei, și a vorbelor noastre să fie zidirea și ridicarea. Ajută-ne, Doamne, la asta. Chiar și între ucenici, dragii mei, au fost multe discuții din cauza zvonurilor, să știți. Ioan 21:23. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci Iisus spusese așa, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Și uitați-vă de la o simplă propoziție ce s-a ajuns. Dragii mei, știți care e durerea foarte mare? Că suntem mai tentați să credem zvonurile oamenilor decât cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să vă spun astăzi că indiferent de predică, de prorocie, de zvonuri, de orice auzi, de știrile care le auzi, trece-le prin filtrul cuvântului lui Dumnezeu. N-ai cum să ai biruință, vorbeam aici despre duh și despre suflet. Dacă toată ziua sufletul tău ți-l alimentezi cu știri false, cu cutremure, cu ce-a fost, cu accidente, ai auzit ce-a făcut și ăla, păi n-ai cum să ai biruință. O să vină multe zvonuri, dragii mei, și vom auzi multe. Dar vreau să vă spun că zvonurile pe care le auzim creează tulburare, nesiguranță, întrebări îndoielnice, necredință, depresie. Vreau să vă spun, dragii mei, că singura carte care creează siguranță și nădejde este Biblia.
N-ai vrea de astăzi să faci ce spune Roman 15:4, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Doamne, pune noi nădejdea Ta. 2. Poate fi un alt an, un an al pregătirii poate să fie, să știți. Poate să fie un an al pregătirii. Vă duc aminte despre Estera 2:12, fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros. Estera 2:12. După ce timp de câte luni? După ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. Și fata aceasta împreună cu celelalte fete, dragii mei, au avut un timp. De 12 luni, de un an întreg, să se pregătească pentru a se prezenta înaintea împăratului. Am o întrebare pentru fetele și băieții care se vor căsători în anii care urmează. Cât timp ai avut de pregătire înainte să te prezinți în fața viitorului tău soț? O, cunosc persoane de la 15 ani, tot din relații în relații, și când stau în fața unui băiat, n-au nicio maturitate spirituală. Nu știu ce să aleagă. Ai avut un timp de pregătire? Ai avut un timp în care să stai de vorbă cu Dumnezeu? Dragii mei, noi ne pregătim pentru multe întâlniri în viața aceasta, dar cea mai importantă întâlnire este întâlnirea cu Domnul, cu Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Amos, capitolul 4:12, pregătește-te să te întâlnești, să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israel. Am această întrebare în această seară, dacă Domnul te va lua acasă în 2021, în ianuarie, dau un exemplu. Vei folosi oare timpul din anul 2020 ca să te pregătești pentru momentul acela? Frate, surorile, nu știm când vom pleca de aici, dar vreau să vă spun că atât de puternică trebuie să fie pregătirea, încât în momentul când plecăm să fim gata. Momentul care vine peste noi nu trebuie să ne găsească în pregătire, ci trebuie să ne găsească în a fi gata. Matei 24:44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni când? În ceasul în care nu vă gândiți, frate și surori, atât de simplu, dacă am ști când vine Domnul, mă trăiesc cum vreau și cu 3 zile înainte mă duc la mărturisire și îmi schimb viața. Nu se poate așa. Și dacă nu vine Domnul pe norii cerului, eu sau dumitale putem pleca simplu acasă. Fără să știi ziua, fără să știi momentul, important este să știi să te pregătești. Nu știu câte ore pe zi vă concentrați pe lucrurile materiale sau cât timp ne concentrăm, dar vreau să vă spun, dragii mei, că scopul nostru ar trebui în 2020 să fie pregătirea pentru veșnicie. Noi spunem că facem parte din mireasă. Ce-ați zice să meargă mirele acasă, să o ia pe mireasă și asta pe telefon sau pe Facebook de pe ziua? Ia-i în șlapi, știți? Știți că din punct de vedere spiritual, unii în șlapi îl așteaptă pe Domnul. Ia-i în training, îmbrăcat în training, ia, nu știu, să uite pe acolo, pe în casă. Și mirele au venit. Ce spune mirele? Hai că stau două zile până zi rochea de mireasă, până te speri, până te pregătești. Nu. Nu ești gata, am plecat. Dragii mei, într-o zi vor păți unii ca și fecioarele acelea neînțelepte. Știți ce au făcut? Știți care a fost marea greșeală a fecioarelor neînțelepte? Au lăsat pregătirea pentru miezul nopții. Mai o să fie cumva. Auzi, las că-mi dai tu. Frate, eu n-am timp să mă rog. Te rogi tu pentru mine, postiți voi. Mai sun un proroc, mai pun o predică pe YouTube, dar eu trăiesc cum vreau. Și când a venit Domnul, vedem ce o face. Ce o face, tot ce o face și noi. Dragii mei, diferența dintre fecioarele înțelepte și neînțelepte a făcut o pregătire. A făcut o pregătire. Vine o zi când Dumnezeu va închide ușa. Spune Biblia despre noi și nu mai deschidem că Dumnezeu a închis ușa după el. Vreau să vă reamintesc, Dumnezeu nu a construit corabia. Dumnezeu a prezentat planul corabiei. Uite aici, ai planul corabiei pentru familia ta și pentru familia mea. Dumnezeu a spus lui Noe, tu trebuie să construiești. Eu fac un singur lucru, închid ușa după tine. Dacă corabia nu era gata când a venit potopul, credeți că Dumnezeu mai amâna potopul încă 15 ani? Pentru că Noe nu a avut timp. O stai și o citi ziarele. Și n-a avut timp să se ocupe, nu. Ține de tine și de mine să-mi pregătesc corabia după proiectul de aici. Și într-o zi când va veni Domnul, dragii mei, mă rog să se închidă ușa după noi, nu în fața noastră. Amin. Amin. Poate fi, dragii mei, anul care vine un an al pregătirii. Apoi poate fi anul care vine
Un an al binecuvântărilor materiale. O, ce ne place asta la biserică. No, acum zice, îmi place, așa. În sfârșit ai ajuns unde îmi place și mie. Nu? Dragii mei, da, Biblia spune și despre asta. Genesa 26 cu 12. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela. Căci Domnul l-a binecuvântat. Da, sunt persoane pe care Dumnezeu alege să le binecuvinteze material. Dar vreau ca persoanele acestea să nu uite ce spune în Eclesiastul 5 cu 19. Dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, ai auzit cuvântul? A îngăduit. Ai auzit bine cuvântul? Ce folos că ai de toate, n-ai poftă de mâncare. Ești lăsat cu soția, poți să ai 1.000.000 de euro. N-ai poftă nici să mănânci un sandwich. Dar Dumnezeu, zice Biblia, că prin îndurarea Lui se bucură omul de viață. I-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea Lui din el și să se bucure în mijlocul muncii Lui. Dar de ce spune Biblia? Vezi că nu-i tot a tău, mă, omule, mă. Din tot ce ai câștigat, din toate binecuvântările, nu-i tot a tău. Ia-ți numai partea ta. Există o parte a văduvei, există o parte a orfanului, există o parte a săracului. Nu săracul ăla care toată ziua stă la telefon și cere. Că din păcate avem și din ăștia, și undeva și în altă parte. Sau pe Facebook. Eu știu persoană undeva care scrie la sute de oameni pe Facebook și au cerut ajutor. Dragii mei, eu am un principiu. Nu ajut pe nimeni care îmi cere personal. Decât dacă e un caz pe care îl cunosc foarte bine. Vreau să vă pun o întrebare ca să demonstrez de ce fac asta. Copiii care am acasă, dacă n-au ce mânca, v-ar place să meargă să ceară la vecini? Sau copiii care aveți acasă? Tata, nu-mi dă să nu avem ce mânca, mă duc la tata, la vecinul să cer de mâncare. De ce nu vine la mine să ceară? De ce nu vorbește cu mine dacă n-are ce mânca? Dragii mei, noi suntem copiii Domnului. Eu știu că e mai ușor să pui mâna pe telefon și să spui, frate, dăm 100 de euro. Dar de ce nu te pui pe genunchi să iei o zi de post, să te rogi și Dumnezeu să-ți trimite banii de care ai nevoie sau mâncarea aceea? Și aia, într-adevăr, e o minune. Amin? Am crezut că spun mai mult, amin. Păi, dragii mei, dacă eu vă cer, dați-mi 1.000.000 că nu mai am acasă cu ce plăti factorul la curent. Asta nu-i minune, oameni buni. Asta nu-i minune. Păi eu, te-am cerut-o mai da, mă, dacă mă ceruc chestii, trebuie să-i dau acum, că îți dai seama că nu am rușine. Nici nu-ți dau cu toată inima? Nu. Știți că sunt oameni care numai cer și cer. Nu vorbesc de categoria aia. Eu vorbesc de oamenii care muncesc cu mâinile lor, fac tot ce este în putință, își cresc familia în frică de Domnul și au ajuns într-un impas. Și Dumnezeu, și am avut caz recent cu un frate din Belgia, a visat că o familie trebuie ajutată. Ne-a sunat împreună, am găsit familia despre care Domnul ne-a vorbit. Și a dat Domnul biruință mare. Asta e minune, nu? Tu te rogi și Dumnezeu la mii de kilometri de distanță pune pe inima cuiva care are posibilități, pe care Domnul l-a binecuvântat în anul acela. Să facă minunea aceasta. Dragii mei, nu știu cine dintre noi va fi binecuvântat material în anul care vine. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu nu vrea în casa noastră să se facă lac, ci râu. E mare diferență. Nu lac, bă, la mine casa să fie lac, nu? Nu, să fie râu. Adică primesc, ce primesc, merge și mai departe, da? Mă bucur și eu de lucrul acela, dar merge și mai departe. De Genesa 12 cu 2. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Dragii mei, Domnul să ne binecuvinteze, dar să și fim o binecuvântare. Când Iacov spune Biblia, voi cereți cu gând să dați la orfan. Așa-i? Cu gând să risipiți și pentru aia nu o să vă dea Domnul. Spune Iacov acolo, pentru că gândul vostru nu-i ca să ajungi pe altcineva. Nu? Când ați auzit ultima dată pe lângă voi pe cineva rugându-se, Doamne, dă-mi 1.000 de euro să pot să dau 900 la săraci. Rar auzi rugăciuni din astea, nu? Dragii mei, e un mare har să vină prin noi răspunsul la rugăciunile și nevoile altora. Pavel a avut deseori în aspect acest lucru al ajutoarelor, al sălaților, și nu mai citesc pentru că timpul zboară. Frate Cristian, dar eu n-am mult, eu sărac și nu pot să mă implic. Eu dacă aș avea mult, m-aș implica. 2 Corinteni 8 cu 2. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor... Lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc, a spus Pavel, că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Vreau să vă spun că înaintea Domnului
E mai de preț când dai, deși nu prea poți să dai, decât când dai mult și dai și tot ceva. Indiferent de cum ne va binecuvânta Domnul material, dragii mei, vreau să ne facem partea înaintea Lui, pentru că doar ceea ce facem pentru El, cu aia rămânem. Doamne, binecuvintează-ne, amin. Ce fel de an poate fi anul care ne stă înainte? Un an al secetei. Poate să fie un an al secetei. Auziți, ce ar trebui să fac eu când e secetă? Ieremia 17:8. Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Doamne, binecuvintează-ne cu roade. Dragii mei, s-ar putea anul viitor, anul acesta în care am intrat din cauza sănătății, să nu putem fi așa des cu frații la părtășie. Ce înseamnă dacă stau acasă? Nu mai aduc rod, că nu pot să vin la biserică. Nu! Poate anul viitor vei merge în străinătate. Cunosc persoane, cea mai apropiată biserică e la 250 de kilometri. Nu pot să meargă zilnic acolo. Dar indiferent de secetă care e în jurul meu, eu continui să aduc rod. Pentru că eu stau lângă Dumnezeu, stau lângă cuvântul Lui. Stau în rugăciune, dragii mei. Știți că un pom adevărat nu contează în primul rând locul în care îl plantez, cât contează natura pomului. Natura pomului. Ești un pom răuas sau un pom bun? Ești un pom care are roade bune sau care are roade rele? Continuă să rodești, dar ce mai frumos, să strângi în anii de belșug pentru anii de secetă. Am observat la noi, la români, dragii mei, și uitați-vă numai la sărbători, câtă pradă se face, din păcate, în multe familii. Românul crede că magazinele sunt închise până în februarie. N-ați observat? Așa crede. Când o mărs acolo, o umplu mașina. Și apoi mâncarea aruncată și vai și amar. Dragii mei, riscul când ai mult, știți care e riscul? Să risipești. Uitați-vă numai în 2019 câte predici, câte cântări, câte mesaje profetice au fost. Întrebarea mea este, cât ai strâns din acestea pentru anul de secetă care poate să vină? Nu se știe. Poți să fii imobilizat la 4-6 luni de zile sau 3 luni de zile. Poți să fii undeva departe de frați, de surori. Ce te faci singur? Ce-i face în suferință de astăzi? Nu-ți aduni. Răbdare prin credință și har prin rugăciuni. Îmi place foarte mult de Iosif, dragii mei. Atâta grâu odată ia 7 ani. Ce-o zis Iosif? Luați-mă tăți de aici, facem orice. Nu! O zis Iosif, atenție, nu facem pradă pentru că vin alți ani care o să fie ani grei. Ucenicii, după ce au mâncat cei 5.000 de oameni, au vrut să plece, lăsăm fărămiturile pe jos. Ne-am obișnuit. Nu. Strângeți toate fărămiturile. 2 sau 3 capitole mai târziu vine femeia aceea care spune, Doamne, și căței se satură cu fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Ceea ce pentru altul e prea mult, pentru mine ar fi suficient. O vorbă, dacă aș auzi. Un mesaj de la tine și mi-a schimbat viața și mi-a schimbat familia. Mă rog, dacă va fi un an al secetei pentru careva dintre noi, să ne dea putere Domnul să rădim mai departe, frați și surori. Apoi poate fi un an de îndurare, nu? Un an de îndurare. Isaia 61:1. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune sau rele. Vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Isaia 61:1. Să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc pentru anul care vine un an de îndurare al Domnului. Dar mai vestesc ceva. Și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Dragii mei, anul în care am intrat este un an pe care nu-l merităm. Dar Dumnezeul nostru ne-a dat încă o ocazie mare să ne apropiem mai mult de El. Uitați-vă în Luca 13:8, s-a predicat azi dimineață probabil aici, Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi de rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia. Nu știu de câți ani Dumnezeu poate e îngăduit în dreptul tău să te bucuri de ani de îndurare. Vreau să vă spun, dragii mei, nu-i meritul smochinului că mai primești un an. E meritul vierului comijlocit pentru el. Și Domnul Iisus stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Prețuiește anul în care vei intra. Uită-te să vezi care e roada care o duci. Biblia vorbește despre roada luminii. Ești o lumină?
Efeseni 5:9, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Doamne, fă-ne o lumină! Roada pântecelui, frate Cristi, dar chiar și la asta se referă, da. Primește copiii cât vrea Dumnezeu în anul în care am intrat și în anii care vom intra. Amin? Dragii mei, mare lucru să avem conștiința curată la finalul vieții. Eu știu că nu plac predicile astea la mulți. Nu plac astfel de mesaje. Dar dacă tot vorbim de roadă și rodul pântecelui, tot e ceva extrem de important înaintea Domnului. Psalmul 127:3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Păi eu am o întrebare, dacă vrei să te plătească șeful și nimeni nu spune, băi, ce prostie a făcut șeful că m-a băgat banii pe card. Nu trebuia să mi-i bagi, mă, trebuia să nu mi-i dea deloc. Păi te bucuri în ziua salarului, nu-și căzi niște bani. De ce oamenii nu se bucură de cea mai mare răsplată care o putem avea pe aici, pe acest pământ, care-s copiii noștri, care-s de la Domnul? Doamne, binecuvintează familiile bisericii cu copii sănătoși, după voia Ta și mă rog pentru mame, știu că nu e ușor, în special pentru mame, noi mergem la servici, dar mă rog Domnul să le întărească. Dragii mei, vine o zi a răsplătirii și vreau să vă spun că cel care răsplătește începe de la un pahar de apă, nu de la un tir încărcat de ciment, nu, de la un pahar de apă, de la un sandwich pus la școală. Este un alt rod, rodul buzelor noastre, Evrei 13:15. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Haideți să avem grijă, dragii mei, în anul care am intrat, dacă Domnul ne-a dat un an de îndurare în care trebuie să rodim, să fim foarte atenți, că spune în Matei capitolul 12, din cuvintele noastre vom fi osândiți și din cuvintele noastre vom fi scoși fără vină. Care e rodul buzelor care îl vei aduce în acest an? Și în ultimul rând, și cu asta vreau să închei, mai poate Domnul să ne dea, dragii mei, în acest an, un an al iertării. Poporul evreu avea, din partea Domnului, o lege specială, în Deuteronom, capitolul 15, cu versetul 9. Pasajul începe mai sus, dar eu citesc numai versetul 9 și apoi vi-l explic. Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta. Ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Dragii mei, era un obicei la evrei pe care Dumnezeu l-a poruncit. Erau oameni care trebuiau să fie împrumutați cu bani din cauza situației financiare prin care treceau și mergeau la cineva și cereau niște bani împrumut. Și Dumnezeu a spus așa, dacă după ce omul acela îți cere bani împrumut, dacă timp de 6 ani omul acela nu ți-a putut da datoria, dragii mei, e diferență între a putea să dai datoria și a nu vrea să dai datoria. Asta e diferență foarte mare. Știți? Eu înțeleg că mai mergem într-o vacanță la munte cu copii, ai ieșit undeva cu familia, ai plecat să mănânci o pizza la mall, dar nu înțeleg pe aia care au 10.000 de euro datorie și ei sunt vacanțe. Pe asta nu mai înțeleg. Știți? Și trebuie eu ca păstor și alții ca slujitori să fim sunați, frate, de ce? Uite, nu vrea să-mi dea banii. Și am ajuns noi să trăiască să ne băgăm și la finanțe acum pentru alții. Că nu avem ce face altceva, nu suntem ocupați cu altceva, suntem foarte liberi. Știu cazuri, dragii mei. Sau îi dai telefon și răspunde Orange-ul. Ce mai face, zice? Totul bine? Nu. Abonatul nu poate fi contactat, pentru că e un neserios pentru aia, nu? Dragii mei, nu vorbesc de cazul ăsta aici. Dumnezeu spune aici clar, omul ăla nu a putut să-ți dea datoria înapoi. Dacă vine anul al șaptelea, o zis Domnul, iartă de datoria respectivă. Acum era o situație limită. Era al șaselea an și urma anul al șaptelea. Și venea ăsta și spunea, dăm 100 de euro împrumut. Și o zis Domnul, vezi că anul viitor trebuie să-l ierți. Tentația ta va fi să nu-i dai nimica, că anul viitor trebuie să-l ierși, și mică perioada și sigur nu-ți dă banii. Și o zis Domnul, să nu faci lucrul ăsta. O zis Domnul, dă-i împrumut dacă își cere, pentru că dacă vine anul al șaptelea și tu-l ierzi, o zis Domnul, compensez eu și te binecuvintez eu. Doamne, binecuvintează-ne pe toți. Dragii mei, nu despre iertarea asta, că toare s-ar mai bucura datornici în seara asta ca fratele păstor să spună iertați-i la toți toate toți banii care i-ați dat împrumut. Ai, ce s-ar bucura? Nu? Nu despre asta vreau să predic. Nu. Eu astăzi vreau să vă spun, dragii mei, că poate anul în care am intrat, 2020, este un an în care ar trebui să dăm iertare cuiva din inima noastră.
Am întâlnit oameni după 10, 15, 20 de ani, încă mai are pe cineva în inimă. O zis, prefer să țin 3 zile de post fără apă și fără mâncare decât să-l iert pe ăsta. Poți să țin, afară că slăbești un kil, n-ai făcut nimic. Dragii mei, ne-a întrebat Domnul prin fratele George, avem pe cineva pe care nu putem suporta? Poate e anul pe care Dumnezeu ți l-a dat ca să-i dai eliberare, să-i dai iertare respectivei persoane. N-aștepta să ajungi în comă la spital ca să-ți rezolvi situația. Vă spuneam că am fost la o mormântare 41 de ani, femeia respectivă, care a murit, n-a dat iertare vecinei pentru că s-a băgat cu tractorul și o lua din pământul ei. Și a murit fără să dea iertare. Nu mă pronunț eu la mântuirea nimănui. Dar vreau să vă spun asta, dragii mei, că Dumnezeu ne cheamă să dăm iertare. Pentru că atunci când iert se întâmplă ceva și închei cu o experiență frumoasă pe care am citit-o recent, Corrie ten Boom a fost o femeie creștină, nemțoaică, care în timpul celor de-a doilea război mondial, femeia aceasta extraordinară, împreună cu tatăl ei și cu familia ei, văzând că naziștii vin să ia prizonieri pe evrei și să-i ducă în lagările de concentrare, și-au riscat viața și-au scăpat câțiva evrei. Nu puțin, destul de mulți, până într-o zi când cineva i-a trădat, că sunt și astfel de oameni, trădătorii. Și atunci au venit naziștii și au arestat-o pe Corrie, pe tatăl ei și pe Betsy, pe sora ei. A avut loc un proces de câteva săptămâni. După 10 zile de la arest, dacă nu greșesc, tatăl lui Corrie, un creștin devotat, a murit în arest. Corrie și sora ei au fost trimise, dragii mei, într-un lagăr de concentrare în Olanda de naziști pentru că au vrut să și au salvat pe evrei, cum vă spuneam. La un moment dat, după câteva luni de arest, de condițiile atât de groaznice din lagărul de concentrare, Betsy, sora lui Corrie, se apropie de moarte. Piele și os era femeia aceasta. Bătuți zilnic de gardieni, mâncare aproape deloc, cât mai puțină, folosite la munci grele. Femeia aceasta se stinge în lagărul de concentrare. Știți care au fost ultimele cuvinte ale ei? O zis, nu există groapă așa adâncă în care Dumnezeu să nu poată coborî și să ne salveze. Pentru ei, lagărul de concentrare a fost o groapă foarte adâncă. Dar au murit cu speranța aceasta în inimă că Dumnezeu și acolo a fost lângă ea. Printr-o minune inexplicabilă, dragii mei, printr-o greșeală umană, umană, nu divină, Corrie a fost eliberată în zilele care au urmat și i s-a spus mai târziu că a fost eliberată din greșeală. Toate femeile de vârsta ei din lagărul de concentrare, după o săptămână de la eliberarea lui Corrie, au fost trimise în camerele de cazare și au murit toate. Ea a fost scăpată, a fost salvată și a fost eliberată. S-a terminat războiul. Și ea a început să meargă prin mai multe biserici și era pusă în față și spunea, spune mărturia ta, ce ai făcut, cum ai scăpat, cum ai reușit acolo să eliberați prizonierii evrei, să-i scăpați de naziști, cum a fost în lagăr. Într-una din bisericile din Germania, în 1947, ajunge într-o biserică din München, își prezintă mărturia ei în fața bisericii, vorbind despre faptul că Dumnezeu a fost cu ea și în lagăr, vorbind despre problemele pe care vi le-am povestit. În timpul mărturiei ei, când era aproape de final, se ridică cineva din sală. Un ofițer îmbrăcat într-o uniformă albastră cu o pălărie maro pe cap, se ridică din mulțime și vine spre ea cu capul plecat, cu pași greoi și cu capul în jos, rușinat parcă de ceva din trecutul lui. Când ajunge, dragii mei, în fața lui Corrie, în fața acestei surori, ea îl recunoaște. Era unul din călăi, din ofițerii aceia, care de nenumărate ori a făcut lucruri groaznice în lagăr și s-a comportat într-un mod dezastruos cu Betsy, sora ei care a murit. Mă opresc un pic, gândiți-vă la scena aceasta, ce-ar fi să te întâlnești cu un astfel de om, cum ai fi reacționat? Omul acesta vine în fața ei, îi întinde mâna zicându-i așa, eu am fost unul din acei gardieni unde erai tu închisă. După război am devenit creștin și Dumnezeu m-a iertat.
Dar aș dori în următoarele momente să aud și de la tine că mă poți ierta. Și i-a întins mâna. Și Cori stătea cu mâna jos. În câteva secunde, dragii mei, prin fața lui Cori a trecut toate scenele acelea de lagăr. Spunea ea, am văzut-o parcă în fața mea, pe sora mea, nemâncată, bătută. Și se vedeau coastele, numai piele și os. Și în fața mea stătea unul din călăi, unul din ofițeri, cu mâna întinsă. Să-l iert, să-i dau iertare. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că e diferență între a predica despre iertare și a da iertare. E diferență colosală. Și în timp ce ea stătea cu mâna jos și se frământa, Domnul i-a dus aminte de un verset din Matei 6:5 pe care spune așa: dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. După ce își aduce aminte de acest verset, Cori spune în șoaptă: Doamne, ajută-mă! Și ridică mâna și o întinde fostului gardian și spune următoarele cuvinte: te iert, frate, cu ochii în lacrimi, te iert din toată inima mea. În momentul acela, dragii mei, sala a încremenit, pentru că în fața sălii era un gardian și un fost prizonier. O femeie care, după legile umane, putea să meargă la Nürnberg și să-l dea în tribunal pe omul acesta și omul acesta să fie pedepsit cu moarte. Dar după legile împărăției, Cori a ales să ierte. Mi-am notat aici cuvintele ei, pentru că ea a spus următorul lucru: niciodată în timpul vieții mele n-am simțit mai adânc curentul dragostei lui Dumnezeu în mine ca atunci când i-am întins mâna acestui om cu iertarea lui Dumnezeu în inima mea. Dragi surori, ne vom întâlni în cer cu astfel de oameni care au putut să ierte. Să-ți vezi sora, nu? Moartă sub loviturile unui gardian. Să-ți vezi tatăl mort lângă tine pentru o cauză nobilă. Avea motive multe să zic că nu vreau să iert. Dar Dumnezeu i-a dat o șansă acestei femei. Și ea a fructificat șansa aceasta. Nu știu care sunt problemele tale, dar mă gândesc că încă nu trebuie să ierți pe cineva care ți-a omorât sora, nu? Sau tatăl. Poate ai lucruri mult mai mărunte. Mă rog, anul în care am intrat să fie anul în care să dăm drumul prizonierilor din inima noastră. Și vom afla atunci că prizonierii s-ar putea să fi fost noi. Vreau să facem o rugăciune, dragii mei. Ne-am obișnuit cu revelioane în care toți luăm decizii noi. Ne-am obișnuit ca Dumnezeu tot să dea ploaie, să ne dea mâncare, să ne dea îmbrăcăminte, să ne binecuvinteze cu sănătate. Vreau să vă spun că n-ar trebui să o luăm ca un lucru ușor. Vreau în rugăciunea în care urmează să îi mulțumim Domnului pentru anul în care am pășit. Dar în același timp să-i spunem: Doamne, nu știu ce va fi anul care e în față, poate un an al zvonurilor. Dă-mi putere să nu mă implic în zvonuri, ci să mă implic în vestirea cuvântului Tău, care nu e un zvon, care e un lucru adevărat. Poate e un an al pregătirii, ajută-mă, Doamne, să mă pregătesc. Poate e un an al secetei, nu? Despre care vorbeam. Poate e un an al iertării, în care Dumnezeu spune: vreau să te eliberez de ură, de vrăjmășie. Poate e un an al îndurării lui Dumnezeu și trebuie să aduc și să aduci mai mult rod. Dumnezeu nu a zis: las mochinul acesta ca să crească mai mare, să-l vadă mai mulți oameni, nu. Dumnezeu a zis: las mochinul acesta ca să ducă roadă. Doamne, dă-ne putere să facem voia Ta în anul în care am intrat și când vei veni să ne iei acasă, să ne găsești sfinți, fără prihană, fără păcat și așteptând ziua Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei, în acest sens să ne rugăm. La final să mulțumim Domnului și El să ne asculte. Amin.